Bine te-am regăsit la o nouă întâlnire la cafea, locul în care vorbim deschis și relaxat despre lucruri serioase și importante. Sunt Alina Mărgineanu și mă bucur să fim astăzi din nou împreună, cu puțin timp înainte de a pune punct acestui an minunat. Nu știu cum a fost acest an pentru tine. Aș fi curioasă să-mi împărtășești ce ai trăit în acest an, care au fost principalele evenimente care te-au marcat, care au fost principalele schimbări pe care le-ai trăit în acest an, ceea ce consideri a fi realizări importante pentru tine sau poate lucruri care te-au provocat, care te-au pus în situații mai puțin confortabile și care te-au forțat cumva să treci la un alt nivel în viața ta. Cu siguranță ai avut parte și de unele și de altele. Eu îți doresc să reușești ca, poate chiar dacă nu până la finalul calendaristic al acestui an, să îți găsești totuși cât de curând acele conștientizări care să te aducă în punctul de a pune punct experiențelor acestui an și de a începe un nou paragraf în perioada următoare. De ce am folosit punctul ca și element de referință al acestei întâlniri, poate te întrebi. Ei bine, ai încercat să citești vreodată o pagină, un text care nu are punct sau care nu are un nou paragraf, ci totul este o frază nesfârșită? Probabil te-ai întâlnit cu situații de genul acesta. A fost destul de complicat să înțelegi mesajul, nu-i așa? E bine, știu că este o perioadă în care toată lumea își pune rezoluții, își setează intenții pentru anul care vine, lansează în univers dorințe și planuri de viitor. E bine, în acest context, eu te invit, înainte de toate, să îți iei o pauză. Să-ți iei o pauză chiar înainte de a pune punct. Ce vreau să spun cu asta mai concret? Atâta timp cât vrei să pui punct într-o propoziție sau într-o frază pe care nu ai șlefuit-o suficient sau nu ai formulat-o exact așa cum simți că este potrivit, este foarte complicat să pui punct, iar acel punct nu te va determina pe tine să ai o stare potrivită pentru a continua cu o nouă propoziție, cu o nouă frază, cu un nou paragraf. Așa că invitația mea ar fi ca, înainte de a pune punct și de a trece de la capăt la o nouă propoziție, la o nouă frază, la un nou paragraf a vieții tale, să te oprești puțin și să recitești propoziția sau fraza sau paragraful pe care l-ai început, toate acestea fiind experiențele tale de viață din anul acesta. Și în momentul în care faci această retrospectivă, în momentul acela, da, este cel mai potrivit să pui punct. Însă, invitația mea ar fi să nu fie un punct aparent sau un punct doar de dragul de a avea un final. Pentru că un punct pus într-o stare de frustrare, de nemulțumire, de confuzie, nu este de fapt un punct, este doar un semn de punctuație folosit greșit. Poate că tu simți în interiorul tău că în loc de acel punct este mai potrivit o virgulă sau
Puncte de suspensie sau un semn de întrebare sau de exclamare. Ei bine, cum știi că este cel mai potrivit lucru să pui punct? Reperul pe care eu ți-l recomand este să-ți observi starea ta interioară. În momentul în care simți o pace interioară, simți că în sufletul tău este liniște, când ai scris ultimul cuvânt și ai ajuns să pui punct, acela este un indiciu că, într-adevăr, acea experiență este integrată, că ai trăit-o pe deplin, că ai înțeles sensul ei și că poți continua cu alte experiențe din viața ta. Dacă însă simți că ai pus punct doar ca să scapi de o anumită presiune, doar ca să îți scoți din minte sau din preocupări anumite lucruri care păreau probabil inconfortabile sau care te solicitau prea mult, atunci te invit să mai zăbovești puțin înainte de a alege ce semn de punctuație să pui în acel text, în seria experiențelor din viața ta. Pentru că ce se va întâmpla ulterior dacă nu vei alege într-o stare de împăcare, va fi să continui mai departe cu propoziții, fraze, cu paragrafe, care la un moment dat vei observa că se tot repetă, se tot repetă și, de fapt, nu aduc nimic nou în viața ta cu adevărat. Dimpotrivă, reiei iar și iar aceleași teme, aceleași trăiri, poate în contexte diferite, poate cu persoane diferite, însă, de fapt, este aceeași poveste care se repetă. Deci, dacă ar fi să îți împărtășesc ca și concluzie a acestei întâlniri, cum am spus, ultima din acest an la cafea, pentru că este astăzi și ultima zi. Nu știu când urmărești tu acest video, însă aceste invitații, aceste recomandări le poți adopta, le poți folosi pentru a dobândi mai multă claritate în viața ta, în ceea ce îți dorești, în ceea ce ai trăit, să integrezi mai bine experiențele pe care le-ai trăit în orice moment al anului, în orice moment al zilei, clipă de clipă. De ce? Pentru că noi clipă de clipă suntem într-o situație de punct și de la capăt. Și pentru că am vorbit mai devreme de răgaz, da, te invit să te gândești la această zi sau la această noapte sau la această perioadă ca un răgaz, ca o pauză pe care o poți lua, ca pe o oportunitate de a inspira și a respira într-o stare de pace și în acea stare de pace să pui punct unor experiențe, să pui punct unui an și să alegi în mod conștient cum vei merge mai departe. Vei schimba ceva? Vei lua cu tine mai departe ceea ce ți-a fost util, ceea ce ți-a adus bucurie în noul an? Dar pentru asta, înainte de toate, ia o pauză. Aceasta ar fi invitația mea pentru aceste zile, pentru mai multă claritate, înainte de a pune punct și de a o lua de la capăt într-un nou an, poate cu altă energie,
Având în minte și în suflet toate experiențele frumoase din acest an, toate oportunitățile de creștere, toate elementele noi care ți-au îmbogățit viața în acest an și pe care ești dispus sau ești dispusă să le iei mai departe cu tine în anul care vine, într-un nou paragraf al vieții tale. Și dacă ar fi să îți fac o urare pentru anul nou, te spune să te bucuri mai mult, să te joci mai mult, să iubești mai mult, să dăruiești mai mult, să poți să primești mai mult, să fii din ce în ce mai conectat cu viața. Și să-ți urmezi chemarea sufletului. Ține minte că nu te poți rătăci pe calea ta. Și așa cum spunea un personaj celebru dintr-o serie de filme, May the Force be with you. Fie ca forța să fie cu tine în anul ce vine. Să ne vedem cu bine. Pe curând!